Lângă noi se află și Viorel. Sigur, în tot acest timp Oana și Laur s-au sărutat, sunt roșii pe nas, deci ei nu mai au, ea nu mai are ruj, nasul este roșu. Tot roșu, dar nu de la sărutat, din păcate, este și Viorel. Viorel, o să te rog să te liniștești. Presupun că nu ți este deloc confortabilă. Nu, dar chiar m-a săturat de jocul ăsta, nu mai suport chestia asta. Nu, de ce mă aduceți pe mine în platou, eu nu înțeleg acum. Da, nu te-ai auzit pe material sau? Nu mai vreau să discut și nu mai vreau să comentez de subiectul Laur Oana. Bun, dar cum ai făcut materialul? Okay, a trebuit să-l discutăm, nu a făcut, eu am fost provocat și sunt în continuare provocat. Și totuși, se discuta despre faptul că Laur te-ar detrona pe tine, Viorel, din spusele Oanei, nu eram din anumite puncte de vedere. Nu, eram ironică pentru că el m-a acuzat și mă bucur că ați dat și ceea ce am spus în camera confesiunilor, că o virgulă coincide cu ceea ce a spus Laur, deci noi nu am avut când să ne vorbim, ultima dată ne-a văzut la cumpărături, nu știam că se va ajunge aici. A fost același răspuns între mine și el. Și exact cum am zis, susțin, ca Laur să, nu știu, ca eu să-i fi adus acele aprecieri verbale lui Laur, trebuia mai întâi măcar să-l fi sărutat, cel puțin. Florina! Da. Înseamnă că tot ceea ce ai spus a fost o pură invenție, ai făcut-o din răzbunare. Da, să citi pe buzele mele. Da, mă lași puțin, două secunde, lasă-mă să vorbesc. Dar Laur nu e atât de fraier încât să recunoască ceea ce mi-a spus el atunci. Asta mi-a spus, nu aș avea de ce să mint cu asta. Să presupunem că eu chiar aș fi spus asta. Cum ai fi putut tu să crezi? Cum aș fi ajuns eu cu Oana în această situație? La momentul acela știi foarte bine că nu am crezut, chiar am început să râd și tu ai spus nu, știi că așa este, chiar s-a întâmplat asta. Nu, deci chiar ți-am spus așa și chiar nu știu de ce faci asta. Doamna Mirela, nu am de ce să fiu. Ai vorbit cu mine la biserică, scuză-mă, hai să lăsăm...